Senatorul Petru E. Gardner a făcut o interpelare în Senatul României, ministrul economiei, cu privire la o hotărâre de guvern luată în luna ianuarie a acestui an. Liberalul dorește un preț mai mic la gaze naturale pentru consumatorii casnici. Noi am susținut în plenul Senatului României o interpelare adresată ministrului economiei și președintelui Autorității Naționale de Reglementare, care făcea referire la o hotărâre de guvern luată, hotărârea 22, luată la 1 februarie 2013 și se referă la împărțirea utilizatorilor, beneficiarilor de gaze naturale din România în categoria reglementate și dereglementate. Pe înțelesul tuturor, din categoria consumatorilor intrați sub incidența reglementării presupune alimentarea consumatorilor din resurse naționale, respectiv la un preț mai scăzut. Sesizarea făcută de către Colterm, și nu numai Colterm Timișoara, e vorba de toate saceturile din țară, furnizorii de energie termică, mai pe înțeles, au intrat în categoria beneficiarilor nereglementați. Așadar, intră pe piața concurențială și dacă suntem în situația Coltermului, care avea contract cu Petrom și nu intră sub incidența consumatorilor reglementați, vom sta la mâna furnizorului de a renegocia prețul gazelor de furnizare, acestea având drept efect asupra populației creșterea prețului gigacaloriei. 85% dintre consumatorii de energie termică au intrat în categoria beneficiarilor nereglementați și astfel intră pe piața concurențială. Acum, Colterm trebuie să renegocieze cu furnizorul de gaze prețul, altfel ar putea crește gigacaloria.